Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. O ediție în care, desigur, vorbim despre agricultură. Și facem asta, cel puțin noi, echipa Euroferma, de 15 ani de zile. Dar este timpul să vorbim despre agricultură, tot așa, dar altfel. Pentru că acesta este și sloganul Ipso Agricultură, sub care anul acesta, la Agriplanta, au desfășurat armata de forțe de mașini. Bună ziua, domnule Van Strien! Vorbim de agricultură, așa cum ați spus dumneavoastră, tot așa, dar altfel. De ce altfel? Altfel pentru că meseria de agricultor, fermier și care a sedentarizat omul, se schimbă. Și vorbim de încălzire globală, de schimbare climatice și unele studii deja au anunțat, dacă nu reacționăm acum, nu numai pentru încălzire globală, dar și dacă nu schimbăm metodele de lucru, da, avem un slogan, pământul este cel mai de preț moștenire. Pământul, da? Bine lucrat. Bine lucrat și tocmai trebuie să lucrăm bine și altfel. De ce acesta? Pentru că dacă nu, unele studii spun că în 20-30 de recolte maxim, unele pământi nu mai vor fi productive. Ei, iată că de data asta nu știm de ce parte să ne situăm. Da, e adevărat, este vorba de un fermier care trebuie să fie din ce în ce mai conștient și să lucreze altfel pământul, un altfel cu care nu e obișnuit. Și vorbim în același timp și de niște schimbări climatice. Vorbim poate de cover crops-uri împreună, vorbim poate de semănatul direct în miriște, tot alături de lumea agricolă, de lumea mașinilor, care va face pasul odată cu fermierul. Pentru mine n-am fi crezut că în 2022 am fi vorbit despre acest aspect, dar agricultura, după părerea mea, are două challenge la și mare acum. Una este optimizare eficiența, da? Adică se, cel puțin se producem la fel sau mai mult cu mai puțin. Așa este. Odată, și aici intervine de partea de tehnologie, de agricultură de precizie, da? De smart farming, de analize de sol, tot ce putem să vorbim despre, să avem în jurul acesta. Și al doilea lucru este pământul. Credem sau nu credem? Și am văzut, sunt niște documentari deja la nivelul planetei care arăt niște pământ care devin din ce... Exact, kiss the ground. Și, de exemplu, o anecdotă, încerc să alerg fiecare zi, știți, îmbătrânim și trebuie să menținem forma. Mișcare. Da, așa. Exact. Și atunci... locuiesc în Ilfov și am șansa că la doi pași pot să aleg pe câmp și aceasta am plăcere să văd culturile. Nu știu dacă se va vedea pământul, un pământ fertil din România, în Ilfov, care l-am luat în 27 martie, înainte de semănat prășitoare. Cum vedeți, pământul nu mai are structură. Da, este ca nisip și cu câteva zile înainte a fost vântul. Cel puțin între 5 și 10 cm de pământ fertil a fost luat de vânt și dacă episodul acesta se repete ca 2-3 ori, fermierul care are acest pământ nu va mai recolta nimic. Indiferent de tehnologii, de utilaj, de semințe, de îngrașament și toate acestea, pământul acesta nu mai are structură. Da? De exemplu, am încercat să găsesc cel mai bun prieten al fermierului, râmă. N-am găsit nicio râmă. Deci, pământ mort. Putem face ceva? Ce le spunem fermierilor? Pentru că, iată, le spunem, scoateți plugul și va fi bine. Nu cred că e doar atât. Nu. Este... Noi, în Franța, acum câțiva ani, aram fiecare an. A fost o tendință în Franța să scoatem plugul de tot. Și, efectiv, lucram în minimum tilage sau în no-till, dar în minimum tilage, deci nu mai aram. Aram odată la fiecare 3 sau 4 ani, pentru că unele borieni sunt rezistenți
la produse fitosanitar, la erbicidat, și atunci singura soluție este aratura. Dar aratura în fiecare an și după aia depinde de ce facem pentru a pregăti solurii după aratură, pentru că de obicei în România facem aratura, facem un disc, nivelare, adică petrecem și avem faina, care l-am văzut acum. Dacă continuăm așa, suntem morți. Eu știu fermierul român, așa cum îl știți și dumneavoastră, din 2007, când a intrat în Uniunea Europeană și a trebuit să se tehnologizeze pentru prima oară. Tractoarele și le-au luat după toate normele de poluare cele mai noi. Iată-ne că suntem din nou în momentul în care trebuie să ne luăm altă tehnologie pentru fermele noastre. Da. Era acea expresie, pământul ca un pământ, ca un pat germinativ bine mărunțit, pentru că rapița așa cere. Da. E bine, e rău, suntem la limit, la balamaua aia între, e corect și este profitabil. Da, dar pământul trebuie să, fiecare pământ, și în România sunt diverse, bineînțeles, structura cu argilos, mai puțin argilos și toate acestea, dar nu există o rețetă unică. Nu putem să facem aceasta. O rețetă, o chestie care ar trebui să fie interzis sau este de proscris, este să credem că putem pentru fiecare fermă să adoptăm același rețetă. Una. Doi, să continuăm să avem aceste tradiție de, bine, sunt din ce în ce mai puțin, dar vedem de când în când încă oameni care ard miriște, da? Care acesta nu constituie, adică miriște normal este prima chestie care îmbogățesc pământ, humus și toate acestea, care lucrez pământ în același fel, în loc să o las, să se odihnește, face un covor verde pentru a reține azot, adică tot fel de tehnic mai nou, care odată să avem sustenabilitate, da? Să fim corect cu mediul, da? Și după aia să păstrăm acest bunul care este sfânt, care este pământul. Dacă nu facem acesta, vom fi, și nu este de departe, este în Ilfov, e acum. Putem vorbi despre cover crops-urile din Franța, spre exemplu, sau din ce ați văzut dumneavoastră în România? Există, nu spun că nu există. Începe să fie din ce în ce mai mult, dar nu suficient. Sunt două lucruri care sunt importante pe partea aceasta. Este odată să avem analize de sol. Vorbim din ce în ce mai mult agronomic, pentru că este important să vedem un pic, de exemplu, câte azot a rămas în sol. Sunt unele plante, de exemplu, care captez și, de exemplu, dioxid de carbon. Da? Toate acestea e un mix în care trebuie să fim atenți și să devenim mult mai agronomic decât să lucrăm pământ fără un plan de multianual în care avem toate etapele, ținând cont de două lucruri, ferestre de lucru și condiții de lucru. Eu o să vă întreb de semănatul direct în miriște. Suntem pregătiți? E tehnica solicitantă pentru un fermier? Pentru că să știți că mulți au încercat semănatul direct în miriște și, iertați-mi expresia, și-au furat-o și au revenit înapoi. Ce trebuie? Semănat direct în miriște, noi am încercat și în Franța, se poate face. Totul se poate face, singura chestie este cum gestionăm buriet. Da? E ca cultură biologică. Văd încă niște, și ca să continuăm pe acesta, în câmpul care vi l-am arătat s-a semănat porumb. Și lângă s-a semănat floarea. Știm că o floare sau un porumb, da? Ca să fie bine, să fie cât mai puțin burien. Da? Dar faptul că fermierul aici n-a așteptat să plouă un pic, să crește burien,
și se tratez, fie se tratez burienul, fie se le elimin cu o lucrare fină, nu de disc grou sau toate acestea, foarte fin, ca să nu se elimină, se elimin numai aceste burieni și se semăn după aia. Acesta e problema. Trebuie să lucrăm cu finețe. Nu să nu aplicăm ce am aplicat până acum. Și de acesta tot așa, dar altfel. Altfel acesta, compania John Deere și respectiv multele branduri pe care le reprezentați, ce au venit să le spună fermierilor din România azi? Care sunt noile utilaje care să-i ajute? În primul rând, ne-am axat mult pe agricultură și ne axăm mult pe agricultură de precizie. Da? Pe smart farming, de la analize de sol, de stație meteo, irigație e un capitol mare, da, extrem de mare și legat de acesta, toate mașinile care le avem acum sunt mașinile, ca să spun așa, inteligente, în care putem să înregistrăm datele, bineînțeles, în care putem să urmărim atât mașina, sănătatea mașinei, ca să fermier să-i permite fermier să continue să lucrez, dar și datele despre ce lucrez. Adică, de exemplu, și acesta la etape importante, de semănat, de împreștiat îngrașament, de erbicidat și de recoltat. Toate acestea acum se poate, ca să spun așa, mapa și, bineînțeles, cum apare acesta asociat cu analize de sol, pluviometrie, da? Putem să optimizăm și obiectivul nostru este să ajutăm fermier să aibă cel puțin același producție sau să-i creștem producție, dar să avem niște costuri mai puțin. Am lucrat deja în două ferme pilot pentru că ne plac faptele, da? Și au fost la Covorul Roșu un coleg de al meu, da? Care a explicat foarte bine că pe două ferme în România am făcut teste și am reușit să reducem cu 12%, da? Costuri, mai ales în ce privește pe vremuri acestea principale costuri care sunt motorina și îngrașaminte deja, da? Cu rate variabile, de exemplu, cu harta de prescripție, de exemplu. Deci toate acestea, dar acesta trebuie să vină de la fermier. Fermier trebuie să fie pregătit pentru acesta. Dar din păcate trebuie să realizez că n-are de ales, pentru că și mai ales pe vremuri acestea cu costurile datorită context care au explodat, el trebuie să-și optimizeze. Degeaba va face 8 tone la hectar dacă are niște cost de 7 tone jumate. Așa este, iar în serialul pe care l-am văzut împreună, în filmul Închis de Ground, după cum ați văzut, fermierul american de acolo au comentat despre lipsa îngrășămintelor. Iată că suntem în momentul acela și avem de ales între chimizare și mecanizare. Dacă nu avem voie chimizare, mecanizarea trebuie să facă față provocărilor. Și trebuie să știm că fiecare semință trebuie să-i aducem rana, e ca noi. Noi mâncăm când ne trebuie, nu mâncăm o dată pe zi și cu asta basta. Mâncăm în mod regulat când e foame. Planta este exact la fel. Avem încă niște fermieri care pun o dată sau de două ori îngrașament și cu asta basta. Planta n-are timp de se asimileze toate acestea. Se duce în sol, bani degeaba. Vom încerca și vom învăța să spunem treptat. Acest treptat poate schimba lumea. Trebuie. Eu vă invit, pentru că am deschis o serie de podcasturi doar pe tema asta de agricultura viitorului, vă invit la o oră și jumătate de discuții, așa cum numai dumneavoastră puteți să le vedeți, pentru că da, trebuie să recunoaștem și să le spunem telespectatorilor că aria dumneavoastră de experiență s-a lărgit mai mult, uite, iată, în Turcia sau în țările de lângă România, motiv pentru care eu vă mulțumesc, sper să vorbesc cu colegii dumneavoastră despre mai mult cu mai puțin. Da. Vă mulțumesc și vă doresc expoziție plăcută și vânzări bune. Mulțumesc mult și multă sănătate. Să fie. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Dă Doamne ploaie, așa începe și așa se termină rugăciunea oricărui agricultor.
Din păcate, toți telespectatorii emisiunii Euroferma știu că au fost ani în ultima perioadă în care nu am recoltat grâul. Iar în anul 2022, multe zone din țară nu vor recolta porumb sau floare. Ne-au speriat prețurile îngrășămintelor și inputurilor și pe bună dreptate, dar astăzi ne îngrozește lipsa condițiilor climatice pentru semănat. Am în spatele meu o platformă de floare și porumb la Drajna a companiei Saturn Union. Ce hibrizi s-au descurcat totuși în condițiile unui an ca acesta? Ce tehnologie s-a aplicat și ce lucrări s-au efectuat? A mai contat grupa FAO? Se știe, în condiții de secetă extremă, niciun hibrid sau niciun soi nu poate face minuni. Așa cum se știe că în condiții bune, genetica prezentă în România la această dată se descurcă foarte bine. Astăzi îi voi avea alături de mine pe Cornelia Pistol și pe Ionuț Bărbulescu. Și pentru că era normal să începem cu Cornelia Pistol, o să încep prin a o felicita pentru cei 30 de ani de Saturn Union în România. Bună ziua, Cornelia, mă bucur să te revăd, la mulți ani! Bună ziua, Gabi! Mulțumesc frumos pentru această invitație. Este o onoare pentru noi, compania Saturn Union, să fim alături astăzi de voi în câmp. Într-adevăr, în luna decembrie, compania noastră va aniversa 30 de ani de activitate în România, 30 de ani în care am fost alături de fermieri, 30 de ani în care am reușit, spunem noi, să câștigăm încrederea în produsele companiei Saturn Union România. Și aici mă refer la cultura de porumb, cultura de floarea soarelui, cultura de orz, triticale, cultura de grâu, ovăz, orzoaică, lucernă și multe culturi care cu succes au strălucit și au dat producții foarte, foarte bune în cadrul fermilor noastre din România. Eu am să întreb întâi de toate, care este cultura care a venit prima oară? Pentru că drumul în agricultură e greu de deschis și sunt convinsă că cerealele, bănuiesc eu, sunt cele care au cucerit inima fermierilor. După opinia dumneavoastră, clar, mai avizată, cum a fost începutul? Într-adevăr, cerealele sunt cultura de suflet ale companiei Saturn Union. Cu cerealele am pornit în România și se pare că cerealele, într-adevăr, fac minuni în fermele unde sunt cultivate. Nu cred că există fermier din țara noastră care să nu fi cultivat suielen, care să nu fi cultivat Wendy, vechea Wendy, la Verda, cu care am pornit în România. Și, bineînțeles, acționarii noștri care sunt în spate și amelioratori aduc produse din ce în ce mai bune, din ce în ce mai productive, cum este soiul Lauriel. Suntem deja în luna august și cererile pentru sămânța de orz sunt în continuă creștere, cantitățile sunt foarte limitate, dar pentru noi este o mare, mare bucurie când ne sună fermierii, când vedem produsele noastre cultivate în fermă, care dau producții foarte, foarte bune. Așa cum ai spus și tu, în anii dificili, cum este și acesta, unde am avut precipitații undeva la 80 de milimetri pe toată perioada de vegetație, am obținut cu produsele noastre producții foarte, foarte bune. Genetica vine undeva cu 50% din potențialul de producție, dar diferența o face fermierul prin tehnologie și, bineînțeles, condițiile climatice. Ce înseamnă un rezultat excelent și dacă aveți vreun soi preferat de la ei, spre exemplu, pe grâu? Rezultat excelent este atunci când, față de martor, genetica Saturn reușește un plus. Indiferent cât de mare ar fi plus acela, genetica Saturn reușește să-l scoată și în continuare suntem alături de ei. Sunt fan geneticii Saturn, în special cerealelor păioase. Cultiv cu mare satisfacție soiul de grup Piton, Ticataca, orz, ca la și orz aș vrea să amintesc la fel doi hibrizi care eu sunt îndrăgostit de ei și mă referai la Suelen și Wendy. Soiuri pe care le cultiv atât în câmpurile de producere de sămânță, deci ca material semincer, ca loturi semincere, dar și în cultură comercială. Iată, despre asta aș dori să vorbim astăzi, despre câteva condiții climatice pe care le vedem aici și dumneavoastră vă pregătiți pentru frumoasa platformă de cereale de anul următor. Ce condiții găsim și ce le propunem fermierilor pentru cereale? Pentru cereale, într-adevăr, tehnologia face diferența. Genetica vine cu aportul de calitate în plus de producție, dar tehnologia face diferența. În țara noastră, fermierii seamănă, în ultima perioadă, seamănă prima dată cultura de orz și apoi grâul. Având în vedere schimbările climatice, având în vedere faptul că avem secetă pedologică și avem temperaturi destul de ridicate, propunerea și recomandarea noastră este să se schimbe un pic semănatul, să înceapă cu cultura de grâu și să continue cu cea de orz. În acest fel, orzul fiind foarte puternic ca și evoluție vegetativă, scutim tratamente cu insecticid,
scutim tratamente cu fungicide, pentru că sunt mai expuse, avem foliarul mult mai dezvoltat, sunt mult mai expuse presiunii de boli, în special pătarea brună și la insecte ne referim la afide, afidele care sunt vectori de transmitere a virusurilor mai departe. Propunerea noastră este să se încadreze în perioada optimă și să nu încercăm să semănăm mult mai devreme. Acum, de exemplu, am primit o ploaie. Este perfect pentru semănatul rapiței. Dar pentru cultura de orz, propunerea noastră și recomandarea, având în vedere studiile și testele din spate, este să încerce să încadreze în perioada optimă, să nu semene mai devreme. Ce ar însemna un semănat prea devreme pentru grâu sau orz? Pentru orz mă refer aici cumva la început de septembrie, jumate de septembrie. Recomandarea pentru orz este după 15 septembrie, iar dacă se poate, chiar spre sfârșitul ultimei decade, cum ar fi început de luna octombrie. Din punct de vedere vegetativ și pagubele pe care le pot aduce o grabă în semănat, care ar fi? Să nu răsară? Iată, cu rapița ne-am mai obișnuit, o răsar, că poate vine o semăn, că poate vine ploaia. Deci ar fi așa, dacă semănăm prea devreme, poate să fie o ploaie care să păcălească orzul, pornește în vegetație și poate să scutească o grămadă de bani prin aplicarea unui fungicid și prin aplicarea unui insecticid și de asemenea, dacă avem o dezvoltare luxuriantă până în iarnă, noi am pățit-o și mulți fermieri de-ai noștri au pățit-o, au aplicat și încă un regulator de creștere, adică trei tratamente le scutim dacă ne încadrăm în perioada optimă de semănat. Același lucru este și pentru grâu. Avem probleme în ultimii 2-3 ani de zile în partea de sud-est a țării cu musca cerealelor. Avem probleme mari, facem tratamente. Este foarte complicat să prindem momentul optim pentru că trebuie să aplicăm exact când este zborul. Este dificil, noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva, dar dacă semene în perioada optimă, este ideal și nu ai absolut nicio problemă în vegetație. Ce a adus genetica Satin în Union pentru fermieri în portofoliu pentru anii următori? Așa cum ne place nouă să spunem, fermierii care cultivă cereale și în special produse Satin Union au în primul rând un plus valoare în ceea ce privește productivitatea. În ceea ce privește cultura de orz, am venit cu un soi, spun eu, excepțional, S-ul Auriel. Toată lumea îl cunoaște pe S-ul Elen. Am creat din S-ul Elen o vedetă la nivel internațional, atât în România cât și în țările în care activăm. Dar S-ul Auriel vine cumva să completeze pe S-ul Elen în ceea ce înseamnă productivitatea. Este un plus valoare, un plus producție pentru S-ul Auriel. Este cumva o îmbunătățire a soiului S-ul Elen. Eu sunt convinsă că fermierii care o să încerce în acest an, în care avem primul an de semințe la comercializare, nu vor regreta și anul viitor să vorbim de o nouă vedetă în portofoliul nostru despre S-ul Auriel. Discuțiile despre floare și porumb în platforma de la Drajna continuă și în emisiunea de săptămâna viitoare.